găsit, sunt Otilia Dima și vă prezint retrospectiva săptămânii. Iată care sunt cele mai importante titluri ale ediției. Liviu Miroșeanu este noul prefect al județului Bacău. Gala sportului și învățământului va avea loc la Onești. Concert extraordinar la Moinești. Spitalul Județean de Urgență din Bacău este singurul spital din Moldova care deține un laborator de recuperare destinat copiilor cu autism. Aparatura laboratorului este de ultimă generație. Detalii în materialul următor. Acest laborator de recuperare prin terapie integrată, cum are numele, și-a deschis, practic, și-a început activitatea în ianuarie 2019. De atunci până în prezent au beneficiat de terapie peste 100 de copii. Patologia căreia se adresează acest laborator este diversă, de la tulburări de spectru psihologic și psihiatric, cum ar fi autism, întârzieri de limbaj, hipoacuzie, cât și patologie neuromusculară, spină bifidă, distrofii, tulburări ale motilității. O am lângă mine, vreau să mulțumesc și eu tuturor băcoanelor și tuturor celor care au donat și ne-au ajutat pentru a înființa și a dota acest centru și eu am lângă mine pe coordonatoarea laboratorului, doamna Roxana Musteață, care ne poate da exact mai multe detalii despre profilul micilor pacienți care beneficiază de aceste servicii. Laboratorul nostru de recuperare prin terapie integrată atipic are o echipă formată din 6 specialiști, respectiv un psiholog, un logoped, 2 terapeuți ocupaționali și 2 kinetoterapeuți. Oferim evaluare multidisciplinară fiecărui pacient, urmând apoi ca fiecare pacient să beneficieze de un program personalizat de terapie. Aceștia frecventează centrul nostru de la o dată pe săptămână până la 3 zile pe săptămână, cu o frecvență de 2-3 ore pe zi. Pacienții noștri, să zic așa, predomină copiii cu tulburare de spectru autist, dar ne adresăm unei game foarte largi de patologii. Despre doctor, vă putem și arăta, o să ajungem la ultimul sistem pe care îl avem, este un sistem medical de ultimă generație care se folosește de tehnologie și terapie virtuală și susține recuperarea pacienților cu patologii motorii, senzoriale, cât și deficiențe cognitive. Județul Bacău are un nou prefect, Liviu Miroșeanu, a fost învestit miercuri 11 decembrie în această funcție. Detalii de la momentul învestirii în materialul următor. Prin detașare în condițiile legii, funcția publică de prefect al județului Bacău. Semnează premierul României, domnul Ludovic Orba. Vă rog să depuneți jurământul. Eu, Liviu Alexandru Miroșeanu, numit în funcția publică de prefect al județului Bacău, prin hotărârea guvernului numărul 885 din 2019, depun următorul jurământ de credință în conformitate cu dispozițiile articolului 251 alinea 3 din Ordonanța de Urgență numărul 57 din 3 iulie 2019 privind codul administrativ. Domnul prefect, o clipă, vă. Fiind un moment solemn, rog colegii din prefectura Bacău să se ridice. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile mele și în priceperea mea pentru binele locuitorilor județului Bacău. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Vă rog să știți semnați, domnul Mântu. Mulțumesc, mult succes. Mulțumim. Funcția publică și implicarea oamenilor care exercită funcții de demnitate publică sau funcții publice. Nu există oră din zi în care să existe vreo scuză pentru vreun reprezentant al guvernului sau un om care deține o funcție publică de conducere și să nu fie la dispoziția cetățeanului, să nu acționeze pentru îndeplinirea funcțiilor și misiunii pe care o desfășoară. Vă doresc spor la treabă și am încredere că odată cu instalarea dumneavoastră în funcție, lucrurile se vor schimba bine în județul în care sunteți prefect
respectiv subprefect. Vă mulțumesc foarte mult tuturor pentru prezență. Aș vrea să vă spun că este o onoare deosebită pentru mine să fiu reprezentantul guvernului Orban în județul Bacău, într-o perioadă extrem de dificilă din punct de vedere politic, social, administrativ. Mulțumesc Guvernul României pentru încredere și pentru investitură și vă asigur că voi pune toată priceperea mea în respectarea obiectivelor și strategiilor din programul de guvernare și voi reprezenta instituția prefectului județul Bacău cu maximă responsabilitate și eficiență. Sunt convins că voi avea o colaborare bună cu autoritățile administrației publice locale și împreună să avem o activitate bazată pe principii foarte clare, respectiv respectarea legii, celeritate în luarea deciziilor, îndreptarea actului administrativ către societate și către cetățean. Îmi doresc un parteneriat activ cu societatea civilă și vă pun toată priceperea mea în rezolvarea problemelor identificate și în eficientizarea activității instituției prefectului în acest sens. Voi susține toate măsurile care pot genera creștere economică pentru județul Bacău și voi crea cadrul necesar pentru dezvoltarea mediului de afaceri. Ca premiză pentru asigurarea stabilității economice și creștere economice sustenabile. Vă garantez transparență totală a actului administrativ și îmi doresc o relație foarte bună cu mass media pentru o mai bună reprezentare a instituției prefectului și a informațiilor de interes public. Voi fi preocupat în permanență de dezvoltarea economică a județului Bacău, atât din punct de vedere regional, cât și din punct de vedere zonal, respectiv dezvoltarea infrastructurii, alocarea resurselor, bineînțeles, ținându-se cont de specificitatea județului Bacău, cu o activitate preponderent agricolă în partea de est a județului, către zona de turism și exploatarea lemnului, bineînțeles, în condiții legale, în partea de vest. În următoarea perioadă o să fac o analiză la nivelul județului Bacău și voi stabili o listă de priorități pe care vom da drumul la treabă. În încheiere, vă asigur de întreaga mea deschidere pentru aplicarea legii, respectarea ordinii și a interesului cetățenilor județului Bacău. Vă mulțumesc foarte mult! Vreau să vă spun și eu câteva cuvinte. Cuvânt de final. A fost o onoare și un privilegiu să fiu prefectul județului Bacău. Am jurat că respect legea și am făcut-o. Am jurat că îmi pun priceperea în slujba cetățeanului și am făcut-o. Față de colegii alături de care am lucrat, am tot respectul, a fost un privilegiu să fiu alături de dumneavoastră și dumneavoastră alături de mine. Sunt onorat astăzi să-i predau mandatul domnului prefect. Mă bucur și îl felicit sincer. Sunt convins că va face o treabă bună pentru cetățeni. Mulțumesc. Circulația pe podul peste râul Trotuș va fi reluată pe ambele sensuri până la primăvară, când vor începe lucrările la cea de-a doua bandă. Contractul pentru deschiderea șantierului la podul din Onești a fost semnat exact acum un an, iar ordinul de începere a lucrărilor a fost dat de primarul Nicolae Natiuc la finalul lunii mai. Lucrarea este făcută cu bani de la guvern prin Programul Național de Dezvoltare Locală 2. Podul de peste râul Trotuș face legătura între regiunile dintre Moldova și Transilvania și este foarte circulat. Mai multe detalii în materialul următor. Lucrările sunt finalizate pe acea bandă de sens și aici mă refer și din punct de vedere a infrastructurii rutiere, adică la covor asfaltic, cât și elementele de siguranță. Elementele metalice ce separă partea carosabilă, rulaj de, uitați că se și văd, de partea pietonală sunt montate, atât elementele de siguranță și mă refer aici pentru partea pietonală, adică balustradă. Astăzi s-au încheiat lucrările. Cu borduri montate, tot ceea ce înseamnă elemente constructive
pentru a asigura o bună circulație pe această bandă modernizată. Imaginile sunt de câteva zile. Nu de era... când s-a turnat asfaltul. Pentru... Se vede. Astăzi lucrurile sunt finalizate. O să mergem să de aici, vizualizăm. Și chiar vă invit. Uitați, mâine mergem împreună. Deci încolo vă începe distracția, dacă pot spune așa, și vă rog frumos să-mi scuzați gluma. De ce? Și anume, astăzi este marți, joi va fi o comisie mixtă compusă din reprezentanții primăriei, reprezentanți constructori, reprezentanți IPJ, Inspectoratul Județean de Poliție, Direcția Circulației, reprezentanți CNAIR, Compania Națională de Infrastructură Rutieră Iași. După ce vom constata stadiul lucrărilor, trebuie să depuse niște documentații pentru două avize. Unul se depune la, încă o dată, la IPJ, unul la CNAIR, de aici, de la CNAIR, de la Iași, merg la București, la Inspectoratul General al Poliției Rutiere și după ce se constată că avizul dat, care va fi dat, sper, de Inspectoratul Județean de Poliție, ulterior după acesta de Compania Națională de Investiții Rutiere, sucursala Iași, și aceste două avize ajung la București, la IGPR, trebuie să-și dea un acord și un aviz Inspectoratul General al Poliției Rutiere. Abia după acel moment, circulația poate fi deschisă spre circulație. Drumul poate fi circulat pe ambele sensuri, nu? Eu vreau să vă spun programul în care se va circula pe acest pod, începând cu, eu sper, că sfârșitul săptămânii viitoare sau peste două săptămâni. Și va fi următorul. Până în luna martie se va circula pe ambele sensuri. Mai precis, o parte modernizată și o parte care nu este modernizată. În luna martie, când temperaturile vor permite a se relua lucrările în infrastructură rutieră, se va închide un sens de circulație, mai precis, cel nemodernizat, urmând să se circule ca și astăzi, pe un singur sens, și lucrările se vor desfășura pe o durată de aproximativ 3 luni jumătate, după care, după ce vor fi finalizate, urmează aceeași procedură, să obținem avize pentru a-l da în circulație. Acum, pe scurt, cam despre asta este vorba. Din ce înțeleg eu de la dumneavoastră, de ce se face această comisie, se întrunește abia vineri, nu mi-ați spus? Joi. Joi. Pentru că... Până acum, adică știți, toată lumea își dorește, s-au terminat lucrările de câteva zile. Ca să... Nu, astăzi s-au terminat lucrările. Astăzi s-au terminat lucrările. Au mai fost de... Da. Deci nu, astăzi s-a montat ceea ce v-am spus, elementele de protecție pentru circulația pietonală și vreau să fim corecți, astăzi este marți, iar demersurile, să spun, scriptice, durează o zi, două, adică nu este exagerat, trebuie să fim corecți. Bine, este bine că această comisie se întrunește la fața locului într-o vizită pe șantier în data de joi și ulterior, după această dată de joi, așteptăm hârțogăreia să-și facă lumea treaba, adică avize de la Inspectoratul Județean de Poliție. Bine, toată lumea CNA dorește să revină la normal, ca să zicem. Da, dar cine nu-și dorește să revină la normal, da? Din păcate sau din fericire, acestea sunt regulile pe care trebuie să le parcurgem și noi, în primul rând constructorul. Corect, trebuie să obținem toate aceste avize pentru a putea da în circulație această parte din pod, jumătate din pod, care este modernizată. Lipsește și deci lipsește doar partea de iluminat public stradal, care ulterior va fi montată. Pe partea modernizată, spun. Am înțeles. Mulțumesc colegilor pentru imagini. Într-adevăr, arată impecabil, arată bine. Chiar și atunci e o fază intermediară. Astăzi probabil arată altfel. Mâine, dacă vom merge să vizualizăm, vom vedea încă un pas mai aproape și urmează probabil cât de repede să... Vreau doar să deschid o mică paranteză și să vă spun că în perioada de iarnă, adică undeva sfârșit de decembrie sau mijlocul lunii decembrie până în martie, lucrările nu se opresc. Se opresc la pod, la infrastructura rutieră și se pietonală. Se poate circula pe pod în regulă. Se lucrează în albia râului. Poate nu a înțeles în toată lumea că munte, nu? Poate nu a înțeles toată lumea că se lucrează doar la infrastructura podului.
Se lucrează și în amonte, două lungimi de pod și naval, pentru a pune în siguranță podul. Și aici mă refer la apărări de mal, regularizarea albii râului. Pare simplu, dar nu-i deloc. Este o lucrare complexă care trebuia să se împlinească și a venit sorocul acum. O lucrare care eu cred că va fi dusă cu bine la bun sfârșit și ne dorim ca lucrul acesta să se întâmple cât mai repede, tocmai pentru a scădea din disconfortul creat de o astfel de lucrare. Dar încă o dată spun, am venit de la București acum, recent. Adică mai devreme acușica. Eu vă spun, până la București, până la intrare în București, intrare dinspre Afumați face aproximativ 3 ore de la Onești. Când să intri în București până în centru, de obicei unde avem treabă, faci cel puțin undeva 7, 8, poate 9 kilometri, faci cel puțin o oră. Și atunci toată lumea aici este puțin și pe bună dreptate, este iritată. Faptul că stai poate 10 minute, 20 de minute să treci podul într-un moment de vârf, dar să știți că sunt intervale orare în care treci peste podul de pe râul Troșu, de peste râul Trotuș, fără să stai decât un semafor, să zic, adică aproximativ 10 minute. Mai multe lucrări de asfaltare au loc în localitatea Dărmănești. Săptămâna trecută au fost finalizate lucrările în cartierul Lapoș. Procesul de turnare a asfaltului pe strada Livezi și Lapoș a fost finalizat. Cetățenii pot acum circula în condiții civilizate. Cele două străzi din cartierul Lapoș se aflau într-o stare de degradare, iar primarul localității le-a promis locuitorilor că va demara un proiect de reabilitare a drumurilor. De altfel, alte lucrări de reabilitare au loc pe strada Dumbrava și Energiei din localitate. Un concert extraordinar a avut loc la Moinești, la centrul Lira. Detalii din cadrul acestuia urmăriți în materialul următor. Stimate autorități centrale, județene și locale, preacucenii și părinți, doamnelor, domnișoarelor și domnilor, sunt onorat să vă spun bun venit la cea de-a 10-a ediție a concertului de colinde pe care protopopiatul Moinești împreună cu primăria municipiului Moinești, îl organizează cu prilejul Sfintelor Sărbători de iarnă. Au trecut așadar 9 ani de zile de când a debutat acest proiect, pe care l-am inițiat împreună cu primăria municipiului Moinești, cu domnul primar de atunci, actualul senator, domnul Viorel Ilie. Proiect care a adus în orașul Moinești personalități marcante ale culturii române, voci impresionante care ne-au cântat și încântat sufletele și inimile noastre. Ne amintim cu drag de concertele susținute aici de marii maestri Gheorghe Zanfir, Ștefan Hrușcă, Grigorie Leșe, Nicolae Furduiancu, Paula Seling, Corala Armonia, Corul Madrigal și mulți alții. Și în seara aceasta vom avea parte, spunem noi, de un concert de excepție, un concert de nota 10, ținând cont și de numărul ediției la care ne aflăm anul acesta. Și în seara aceasta, concertul acesta se dorește a fi, cum au fost și celelalte, darul pe care noi, organizatorii, îl oferim fiilor, fiicelor noastre duhovnicești, tuturor celor care iubiți cultul și cultura. Ne aflăm în această perioadă specială a anului liturgic, în care ne pregătim să întâmpinăm sărbătoarea mare a nașterii Mântuitorului nostru Iisus Hristos, Crăciunul. Cea mai mare minune pe care Dumnezeu a săvârșit-o după crearea lumii, și anume venirea lui Dumnezeu în lume, pogorârea sa, pentru ca pe om să ridice la demnitatea de fiu al împărăției sale după har. Este așadar o sărbătoare a demnității, este o sărbătoare a bucuriei, o sărbătoare a luminii, o sărbătoare a familiei, este o sărbătoare a iubirii milostive a lui Dumnezeu revărsate asupra noastră. Înainte de a invita la microfon pe
cei care vor reprezenta concertul din seara aceasta, aș dori ca în puține cuvinte să mulțumesc celor care au făcut posibilă această a 10-a ediție, după cum vă spuneam. Și anume, în primul rând, aș dori să mulțumesc părintelui nostru arhiepiscop, înalt preasfințitul Ioachim, care ne-a oferit, ca și în anii trecuți, înalta binecuvântare și susținere pentru organizarea acestui concert. De asemenea, aș dori să mulțumesc Consiliul Local, Primăriei Municipiului Moinești, domnului primar Valentin Vieru, și, nu ultimul rând, câtorva sponsori ai noștri care an de an ne sprijină atunci când organizăm evenimente, cum este cel de acum, și anume societăților comerciale Betula Farm și Fitco SRL, societății comerciale Petit SRL, un sponsor permanent al protoieriei noastre, și, de asemenea, complexului PIN, Parc PIN Moinești și Mario, tot din Moinești. Tuturor le mulțumim și rugăm pe Bunul Dumnezeu ca efortul pe care l-au avut în susținerea acestui moment să le fie răsplătit însutit de cel de sus. Lucrările la drumul județean 12A, cel care face legătura între Târgovna și Dofteana. Imagini și detalii urmăriți în materialul următor. Sunt de acord, am spus de ce. Am făcut noi intervenții la Comisia de Situații de Urgență a județului. V-am spus că sunt niște proceduri. Aici trebuie să vină o firmă de construcții care să se ocupe de această problemă. Până au stabilit proiectanții, care este soluția? Până tehnică! Exact, sunt cei de la drumuri, utilajele. Până s-a stabilit, s-au făcut acolo niște foraje, s-a stabilit, a durat. Și acolo s-a excavat destul de mult, dacă stai să te uiți, da, nu, dar gândiți-vă că acolo nu e simplu. Acolo este trotușul. Trebuie făcut dig musai. Păi vedeți. Și orice am face. Ne-am mai avut în zona aia o surpare și acolo au adus bolovane, au adus... Sunt specialiști care... Tot timpul, haideți să avem și încredere. Credeți dumneavoastră că cei de la drumuri nu doresc să termine cât mai repede această problemă? Gândiți-vă că dacă se întâmplă ceva acolo, ei răspund. Da? Și pentru asta sunt plătiți. Adică nu întotdeauna să fim răutăcioși și să spunem, uite, dar au stat toată vara, n-au făcut, n-au dres. Da, omul de rând ce vede? El nu vede hârtia, studiu care face proiectantul, analize și așa mai departe. Dumneavoastră știți că nu se văd astea. Da, licitațiile, vedeți că vine ăla, contestă, nu reușești, nu... Dar trebuie mai zic? Și legea, nu mai ziceți. Că știți mai bine decât mine. Eu știu mai bine, dar gândiți-vă că cel care semnează răspunde și... Da, și trebuie respectată procedura, pentru că asta este legea, cu asta defilăm, exact. Nu? Da. Da, deci e bine că s-au apucat de lucru, ca să concluzionez. Asta e foarte bine. O veste extraordinar de bună și nu a fost nici politic, nici nepolitic, doamne, s-a întâmplat că trebuia să fie. Acum e timpul și acum s-au lămurit lucrurile și a dat soluția tehnică cineva. Că aici este greu, să știți. Trebuie să vină cei de la APE, trebuie să vină studiul GEO, trebuie să vină experți care să spună ce facem, apa, cum, care-i soluția. Că așa, din băgat, un excavator acolo puneam noi a doua zi, hai, scoate de aici și vedem. Plus că dumneavoastră nu puteați interveni, că nu era formă. Drumul dumneavoastră. Deci primăria nu are nicio problemă acolo, vă dați seama că n-am voie decât să mă uit de la distanță și să nu sesizez că nu e regulă. Corect. Păi nu se perturbați poate. Lucrările. Sunt cei de la drumurile naționale care răspund. Și când spui răspund, înseamnă că el plătește cu libertatea lui dacă se întâmplă ceva acolo. Și atunci, da, vă domnule că a intervenit. Da. Păi da, și atunci ce să... Da, a intervenit după cineva, când cineva a spus ce să fac. Aici e problema. Ce facem? Escavăm, punem, scoatem, cât pui, cât scoți, la ce adâncime te duci. Astea sunt greu de făcut. Și experți sunt puțini în țara asta care își asumă și răspunderea. Că la pune pe hârtie și spune, se escavează atâția metri, se pun bolovan, se pun nu știu ce. Da, într-adevăr, soluția tehnică cei trebuie... mai mult suntem cei care ne pricepem la toate.
Da, e o vorbă așa în popor, care zice, românul se pricepe la politică, la fotbal, la economie. Dar la drumuri nu se pricepe. Dați seama că acolo e trotușul care vine și ăla trebuie să calculeze că se apropie... Cât dig să facă pentru a proteja acel tronson? Da, da. Că nici eu nu mă pricep. Și că vine dacă toamna aș fi inginer și că trotușul e în creștere și vine primăvara și dacă cineva a dat o soluție greșită, răspunde și ce ai de să lăsăm pe fiecare să-și facă treaba la ce spuneam mai devreme. Și fac fiecare treaba lui acolo unde este, da? Acestea au fost știrile. În continuare puteți urmări prognoza meteo. Duminică, 15 decembrie, cerul va fi noros, maxima va ajunge la 9 grade Celsius, iar minima va fi de 1 grad Celsius. Luni, 16 decembrie, va fi parțial însorit, maxima va fi de 12 grade Celsius, iar minima pe timpul nopții de 1 grad Celsius. Acestea au fost informațiile, vă doresc o zi frumoasă, la revedere!